Sunteți pregătiți acum de mergi de campionat după experiența din Europa și după calificare, sigur? Bună ziua, da, normal că suntem pregătiți. Suntem bucuroși în primul rând că a reușit să ne calificăm mai departe pentru că adunăm coeficient pentru țară. Este important pentru noi să trecem cât mai multe tururi, să ajungem în grupă și acum începem să analizăm petrolul și sperăm să luăm cele 3 puncte pentru că etapa trecută nu prea s-a terminat cu bine pentru noi și să spălăm meciul ăla, zic eu. Ce reprezintă și aveți acum? Cum o să fie făcută echipa care rămâne pe din afară pentru Europa, care vine să lupte pentru campionat? Sincer, nici nu știm, pentru că ieri am avut un antrenament de refacere cei care am jucat în Europa și astăzi, la antrenament, o să vedem cum o să abordăm meciul. Eu zic că, indiferent cine intră pe teren, trebuie să-și facă treaba, pentru că facem aceleași antrenamente zilnic, toți jucătorii, și nu cred că trebuie să vadă o diferență foarte mare între o echipă și cealaltă, iar toți jucătorii care suntem la acest club, eu zic că suntem valoroși. E dificil să jucați în 3 zile și să parcurgeți distanțe mari? Da, cred că acest lucru e cea mai mare problemă, drumurile pe care trebuie să le facem, pentru că și deplasarea aceasta, am plecat destul de dimineață, ne-am întors, am pierdut toată noaptea pe drum, ne-am întors la 6 dimineața și e destul de obositor. Așa, din 3 în 3 zile, nu știu câți jucători am jucat din 3 în 3 zile, că n-am fost foarte mult. Mister a rotit cât de cât echipele și a fost destul de ok. Sperăm să facem și mai bine de acum încolo. Să rămânem cât... Au un ala pentru că înseamnă că e de bun augur în cazul ăsta. Da, da, vedem dacă va fi de bun augur, că poate, poate era bine să-și jucăm cu, dacă... Na, de mai... poate îi băteam, poate ne făceam și mai mult automatismele, dar vedem, sperăm să eliminăm pe cei din Estonia și să fie bine. Nu, astăzi să ne întâlnim cu el. Eu personal, sincer, e un jucător pe care l-a admirat foarte mult de când eram copil și la care mă uitam când era la Astra, când era la FCSB și, să zic așa, era un idol de-al meu pentru că multă lume mă striga și pe mine, cum îl strigă pe el. Dar sunt bucuros, îl știam din Liga 1, mă cunoșteam personal cu el și de avea așa să jucăm împreună. Ce provocare îi lansați? El avea acele lovituri libere din diverse locuri. Ce provocare îi lansați acum? De unde dă gol? Păi cred că el o să ne lanseze nouă provocare, o să încerce execuții și îl punem să ne învețe, să lovim și noi mici așa, pentru că e unul dintre jucători român cu cea mai bună lovire a mici, zic eu, și el și Denis, și avem numai de învățat de la el. El a lansat un început așa tocmai bun de campionat din punct de vedere al jocului. Ce ar trebui să mai lucrați voi pentru ca să reveniți la jocul acela care ați încântat? Păi, sezoanele. Da, eu zic că în primul rând timpul o să ne facă să jucăm la fel, pentru că e greu când sunt atât de mulți jucători noi și eu când intru teren alături de ei, e puțin greu pentru că până intră în stilul de joc al nostru, în toate automatismele pe care le avem aici, în stilul de joc, în ritmul de joc, și e destul de greu. Dar eu zic că cu timpul o să arătăm toți jucătorii la fel și o să fie și mai bine jocul. Dar chiar dacă nu e joc bun, sperăm să luăm cele 3 puncte cât mai mult, pentru că alea contează până la urmă, punctele rămân. Cum aștepta să fie duelul acesta cu Petrol? Și eu zic că un duel destul de greu, chiar dacă n-am câștigat în acest sezon și au 2 egaluri și o înfrângere, ei acasă sunt mereu o echipă foarte bună. Chiar și anul trecut, când i-am bătut 3-1, am marcat al treilea gol pe final, la ultimele faze. Ne-au dat gol de 2-1 și chiar au fost peste noi și puteau să ne egaleze. Mereu la ei acasă sunt meciuri foarte grele pentru că au un public extraordinar, niște suporteri foarte frumoși și noi mergem să câștigăm, pentru că nu avem altă variantă. Sincer, orice jucător își dorește să meargă la echipe cât mai puternice din străinătate și să facă cât mai mari performanțe. Dar momentan eu îmi iau meciurile pas cu pas pentru că nu e treaba mea. Mereu îl pun pe tatăl meu să discute mai mult cu lumea din afara clubului, pentru că mie nu-mi place. Vreau să-mi văd de fotbal, să muncesc cât mai mult, pentru că timpul, eu zic că mă va pune să fac pasul următor dacă voi merita și dacă voi juca cum trebuie. Da, am văzut și eu interesul celor de la Rapid, am văzut că e o ofertă oficială, doar că nu pot să comentez pentru că niciodată nu s-a ajuns la decizia mea, niciodată nu am aflat mai mult, doar ce... Da, cum aștept sunt duelul acesta cu Petrolul după o perioadă destul de încărcată?
Bună ziua! Este un meci important de campionat. La urmă, Petrolul este o echipă bună, cu jucători experimentați. Jucăm la ei acasă, publicul este de partea lor și vom încerca să luăm cele 3 puncte. Ați reușit să vă refaceți după experiența europeană, după drum, și acum stați aici la București, nu v-ați dus la Constanța, urmează un drum până la Ploiești. Dificil din punctul ăsta de vedere? Este puțin dificil, dar după cum a zis colegul meu, noi, cei care am mișcat cât și cât de puțin, am avut o refacere ieri, astăzi vom încerca să pregătim meciul și vom vedea mâine dacă suntem pregătiți. Cum e examenul ăsta european? Voi l-ați trecut cu brio sau mai aveți de învățat? E destul de înalt așa nivel? Cu siguranță că este ceva nou pentru noi, mai ales pentru mine personal, sunt un jucător tânăr. Este important să joc la un nivel cât mai înalt, să prind experiență și este foarte bine. Am câștigat și meci și ne-am calificat. Trebuie să lucrăm la multe. Noi avem cam același joc, însă încă nu îl jucăm, să zic așa. Timpul, doar timpul va spune dacă vom ajunge la același joc de anul trecut. Ce v-ați zis după meciul din Armenia? Ne-a felicitat. Până la urmă, important a fost rezultatul și calificarea. Au fost și niște emoții acolo la mijloc? Dacă au fost două reprize complet diferite? Da, nu știu dacă a fost emoții, sincer. Când am intrat eu, am avut o intervenție importantă, după aceea am dat două goluri și sunt bucuros că am câștigat. Dar cum e pentru tine? Îți dă încredere în momentul în care ai intrat și ai o intervenție acolo? Cu siguranță, normal. La început, asta este și important, prima pasă, să zic așa, dar prima intervenție îți dă încredere pentru tot meciul. Sperăm că da. Asta, în campionat, vom încerca din nou să ne batem la titlul acolo și sperăm să intrăm în grupele conferențului. Ce credeți că aveți impus față de sezonul trecut? Cred că... Mulți jucători. Da, mulți jucători. Cred că sunt jucători cu calitate și cam atât. Am robot de meciul cu Petrolul, plecați deja cu un avantaj în fața lor, pentru că Budescu a făcut schimb, că a plecat de la Petrolul, iată a venit la voi. Budescu este un jucător cu multă calitate. Ne uitam de mici, adică mă uitam de mic la el, la Denis, nu m-aș aștepta niciodată să jucă în aceeași echipă. Nu știu dacă avem un avantaj cu chestia asta, vom vedea. Denis, cât de important este pentru echipa voastră și pentru vestiarul vostru? Este foarte important, cum am zis, mă uitam la el de când era mic și la Budi. Este un lider și ne trage și pe teren și în afara lui, ne trage după el. Cu siguranță, este un jucător foarte valoros, cum a zis. Normal că sperăm să continue la noi. Cum